lumii. Nu vă mai faceți că nu vedeți. Ați irosit 7 ani din istoria României, fiind la guvernare în perioade de creștere economică, fără să construiți autostrăzi, fără să aduceți investiții serioase, fără să creșteți cu adevărat numărul angajaților, ați alungat românii din țară, fără să le generați locuri de muncă bine plătite, fără să folosiți resursa de inteligență a acestei națiuni. V-ați bătut joc de România 7 ani, risipind resursele în cheltuieli nesăbuite, care nu au asigurat dezvoltarea economică a acestei țări pe care o merita și care nu au fructificat oportunitățile pe care le-a avut această țară. Veniți acum să câștigați voturi spunând ce va face Partidul Național Liberal. Lăsați-ne pe noi să spunem ce va face Partidul Național Liberal și lăsați-i pe români să înțeleagă ceea ce face Partidul Național Liberal. Pentru că suntem singura formațiune politică care în vreme de criză și-a asumat răspunderea de a duce țara printr-o criză fără precedent. Am guvernat România într-o perioadă de o dificultate extremă și așa cum am avut capacitatea să ținem România pe linia de plutire, să apărăm locurile de muncă, să apărăm companiile, să investim în dezvoltarea infrastructurii, să atragem fonduri europene de 3 ori mai multe decât ați atras dumneavoastră în perioade similare, la fel vom avea capacitatea de a conduce România spre saltul de care are nevoie pentru a ajunge printre marile puteri economice ale Uniunii.